Vezi că rănu... să mergem cu aia după noi, Peria mori la Simona. Dăm un pic... Vezi că rău nu suntem și mi-ar trebui o poză un pic mai strong, să o ardem pe cuminte și pe ăsta în lumina așa și aș vrea să o pun mâine asta. Da. Păi hai! Trebuie doar să găsim și o locație puternică, păi nu doar așa țipată pe o stradă. Hai! Dar să ne dăm seama unde, hai! La unde? Păi locație puternică unde aici pe stradă? Că n-avem unde, la Romenă untru unde? Unde-i? Păi asta zic, hai să mergem undeva ca să facem ca lumea. Dacă tot. Unde? Definește undeva. Aș vrea să fie undeva aproape de aici, acum mergem. Trebuia să ne gândim să ne trimim acolo. Hai să mergem până la Romântru, să vedem. Nu e nicio treabă. Eu știu ce vrei tu, dar... În studio ne lasă să facem ceva mișto? Dar nici sus acolo nu-i nimic fain la ăștia. Cine? În parc? Da, n-are... Nu, dar hai să facem un street style, că nu mai avut mult și funcționează foarte bine pe tot ce înseamnă feedback și mie îmi trebuie feedback. Ok, atunci măcar să ne poziționăm pe strada aceea. De păi hai, să-mi pun un roșu sau nu, că nu mai, nu mai prea mult. Măi, la început, când noi am fost bloggeri de stil personal, cam trendul ăsta era, așa s-a lansat această industrie, cu o imagistică care era pe stradă. Curentul așa se și numea, street style. Cum te îmbraci pe stradă. Și, bineînțeles, că lumea s-a schimbat, la un moment dat s-a plictisit de acest curent, noi, creatorii de conținut, am început să facem poze și conținut și videouri și în locații și în diferite ipostaze. Am început să devenim cumva acei fashion editori care fac pictoriale în revistă, doar că pentru propriile noastre canale. Însă eu cred... că din când în când e bine să mai pui și postări cu tine, cum te-ai îmbrăca în viața reală, fix de pe stradă, tocmai pentru că știu că datoria mea este să ofer oamenilor inspirație și visare și le mulțumesc că se uită la mine pentru asta, dar în același timp este tot datoria mea să le arăt care e și viața reală. Social media poate să fie un instrument care dacă nu-l folosești bine sau te prinde pe un fond din ăsta emoțional nu prea echilibrat, poate să fie și un instrument toxic. Și oamenii care se uită la noi se pot frustra foarte ușor crezând că noi avem doar viața aia perfectă pe care o arătăm. Și eu nu vreau să creadă asta. Viața mea nu e perfectă sau e perfectă pentru mine. Și nu, așa mă îmbrac și eu câteodată pe stradă, nu mă îmbrac numai de poze. Auzi, Teo, da. Uitați-vă aici la clădirea asta un pic. Nu. Da, de ce nu? Să nu un pic. E frumos contrastul ăsta, dar nu știu dacă iese chiar de poze. Hai să încercăm cu portrait, cu clădirea cealaltă gri. Uite-o asta. Să încercăm, nu știu ce să zic. Acolo o să ne fie destul de greu cât să reușesc să am un unghi bun și să te prind de mașină. Da. Hai să încercăm. Păi, și mașinile să le lăsăm, și mașinile, că nu. Sau hai să mergem chiar pe colț, să vedem. Știi, poate putem în curte, că văd că e deschisă poarta acolo sau ceva. Ia, uite, aici putem încerca o chestie. Dăm puțin telefonul și atunci dacă să te poziționezi, eu încerc să prind. Vezi dacă e ok cu corona, te rog. Nu e ok. Asta e, aici o să facem. În acest moment aș vrea să știți că nu avea cum să fie prins pe filmare, dar tocmai a trecut un șobolan prin spatele lui Cristi. A, nu, e o mâță, ia că nu. Tu. E un șobolan, mă. Că ăștia nu iau cu noi, mă, de anii din sector, în sectorul 1. Încet, încet, că-mi tragi pe rugașul, îți dă pe cap. Cine face pozele cele mai bune, tu sau Mori? Clar, eu. Clar eu. Dar sunt niște chestii care se pot vedea foarte clar. Adică nu vreau acum să insist sau să piperez, pentru că îl iubim pe coleguțul Mori, dar pe cameră se vede că el încearcă și după aia îi zic, dăm puțin telefonul, iar reacția lui mama mare este tot timpul foarte bună. La care poză? Cea făcută de mine. Dar
mori și oameni în general, când sunteți înconjurați de oameni mai competenți sau mai talentați decât voi pe niște lucruri, găsiți motivații să ajungeți și voi la fel de bun, nu vă întristați. Normal că eu fac poze mai bine, nu știu ce ea are impresia asta. Mereu când se întâmplă să fac eu poze și ea poze, Ana mereu alege pozele mele. Pentru că sunt mai mișto. Nu știu, ea are o viziune, dar cumva ea se crede modernistă, dar e pe același timp așa pe vechi, dar nu știu, nu-mi place. Ce fac eu e mult mai mișto, nu are viziune. Aș spune chiar până în ușă, gen undeva pe aici. Dar nu-mi place să se vadă ăsta, nici mie îmi place să se vadă ăsta. Se vede ăla foarte urât în capul ei. Ia, dă-te mai așa atunci. Mi se pare bizar să iei ușile oamenilor, ușa omului. De ce ușa? Dacă arată bine o ușă, de ce nu? În Italia te-ai poza lângă uși. Da, aici e urât. Hai, vă rog, să ajungem la o concluzie. Da, aici, nu știu, du-te în ușă. Da, să văd, dați-mi mie un pic, vă rog, să văd totuși, că în definitiv eu trebuie să simt conținutul ăsta. Nu, ce-i cu ușa asta, mori nebun? Nu, aici e schema și doar trebuie să stau de la o super distanță ca să mă pot lua portrait. E portrait aici. Da, dar trebuie să vin mai aproape ca să fie blur clădirea, că pare, sincer, un pic închisoare ea, drăguța de ea. Știi?